Credincioșii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Isus și considerat de ortodoxi ocrotitorul României, apostolul românilor sau creștinătorul poporului român. Sfântul Apostol Andrei a fost prezent la toate minunile săvârșite de Mântuitorul, a fost prezent la toate învățăturile Evangheliei pe care Mântuitorul le-a propovăduit și de asemenea s-a întristat când Mântuitorul a fost răstignit, dar s-a bucurat atunci când a înviat din morți. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997 a fost proclamat ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare națională bisericească, urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001. Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la Getodaci, în teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră. Sfântul Andrei a trebuit să meargă să propovăduiască Evanghelia în Asia Mică, dar și aici, în Sciția Minor, pe pământul Daciei, la coloniștii greci care se aflau în cetățile Tomis, Caratis, dar și la băștinașii getodaci din aceste teritorii. Mai mulți istorici, printre care Origen, Sfântul Ipolit Romanul, în secolul III, apoi în secolul IV, Eusebiu de Cezarea, în secolul VIII, monahul Epifanie, care a scris viața Sfântului Andrei, apoi în secolul XIV, Sfântul Calist, un istoric grec, și de asemenea, la noi în țară, Sfântul Ierarh Dosoftei, au spus toți, au dat mărturie că Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia în Dobrogea de astăzi, adică și pe teritoriul țării noastre. Cinstit îndeoseb de către Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, de către bisericile din Grecia, Rusia, Ucraina și România, Sfântului Andrei i-au fost închinate și colinde tradiționale.